Cel puțin 14 oameni și-au pierdut viața și peste 70 au fost răniți după reluarea bombardamentelor rusești în Zaporojie. În cursul nopții, rușii au lansat o rachetă care a lovit acolo un bloc de 6 etaje în aceeași regiune în care se află, vă reamintesc, cea mai mare centrală nucleară din Europa. Ploaie de rachete. Deja vorbim despre persoane decedate, despre persoane care se află în stare gravă, transportate de urgență la spital și o să vedem cum vor evolua lucrurile în orele următoare. E important însă să știm ce s-a întâmplat până acum. Este ora 12 și au fost așadar o serie de lovituri extrem de puternice. Cum arată această hartă a atacurilor? Ne spune chiar acum colegul meu Cristi Popovici. Cristi, te rog. Lorena, înainte să vorbim de harta atacurilor, vine o informație de ultimă oră dinspre Ministerul Apărării din Republica Moldova și aflăm dintr-o postare făcută pe Facebook de Ministerul Apărării de MAPN din Republica Moldova faptul că mai multe rachete care au atins teritoriul Ucrainei în ultimele ore au tranzitat inclusiv teritoriul Republicii Moldova. Ar fi vorba de trei trasee, țintele au parcurs următoarele direcții, spun cei de la MAPN Republica Moldova, localitățile Ciornaia, care este din Republica Moldova, Mogilev, pentru că mai apoi se ajungă în Podolsk, la fel tot pe deasupra localității Ciornaia, încă alte două trasee de rachete. Țintele au fost confirmate, spun cei din Republica Moldova, inclusiv de structurile MAPN din România. O să luăm legătura și cu cei de la MAPN să vedem exact care a fost pericolul. Totodată, țintele au fost observate de sistemele de monitorizare din Republica Moldova, prezentau pericol pentru infrastructura Republicii Moldova și în special pentru aeronavele civile care survolează spațiul aerian al țării. Așadar, informație publicată în urmă cu 25 de minute pe pagina de Facebook a Ministerului Apărării din Republica Moldova. Se menționează mai departe că este monitorizată întreaga situație. Vorbeai, Lorena, în plus și de harta locurilor. Ultimele 24 de ore au fost unele dintre cele mai violente din luna martie încoace în ceea ce privește războiul ruso-ucrainean. Rușii au aruncat cu rachete inclusiv în Kiev, am văzut, dar și în alte orașe din vestul și centrul țării care nu mai fusese ținte în ultimele luni. Sunt rapoarte despre numai puțin de 16 orașe mari lovite de rachetele și dronele lansate dinspre Rusia și avem aici harta bombardamentelor. Anton Gerashenko, consilier în Ministerul Afacerilor Interne ucrainiene, scrie pe rețelele de socializare că 75 de rachete au fost lansate spre Ucraina, dintre acestea 41 au fost interceptate de sistemele antiaeriene. Asta înseamnă că peste 30 de rachete și drone și-au lovit țintele. Vorbim așadar de 16 orașe mari, zone mari din Ucraina. 8 morți și 12 răniți sunt semnalați, raportați în această oră în Kiev, în districtul Shevchenkovski, spune Rotislav Smirnov, consilier în Ministerul Afacerilor Interne. La fel, probleme mari sunt la Liov și la Harkov, care în acest moment sunt lipsite parțial de electricitate și de internet din cauza bombardamentelor. Este, spuneai, Lorena, și tu, este a 229-a zi a războiului provocat de Rusia în Ucraina. Pe plan internațional vin reacții din partea cancelarului german Olaf Scholz și a președintelui american Joe Biden, care au vorbit ieri la telefon. Aceștia ar fi căzut de acord că ultimele amenințări nucleare ale Kremlinului sunt irresponsabile, iar mobilizarea parțială este o greșeală gravă, potrivit unui comunicat al guvernului german. Vladimir Putin va deveni o țintă legitimă dacă Rusia va folosi arme nucleare în Ucraina, a declarat și fostul consilier pentru securitate națională de la Casa Albă, John Bolton. La rândul său, însă, președintele Vladimir Putin a acuzat serviciile speciale ucrainiene de atac terorist în legătură cu explozia podului din Crimea. Putin însă a convocat și pentru astăzi o ședință extraordinară a Consiliului de Securitate, la finalul căreia sunt anunțate noi măsuri în războiul purtat în Ucraina.
Cristi, îți mulțumesc foarte mult pentru toate aceste informații. Te lăsăm în continuare să centralizezi datele și atacurile ce posibil să mai aibă loc, dacă e să ne uităm la ceea ce spun analiștii militari și în continuare pe parcursul zilei de astăzi. Îți mulțumesc foarte mult și te aștept cu informații noi. Stațiile de metrou din Kiev au devenit din nou adăposturi pentru bombardamente. Mii de ucraineni au coborât în subteran ca să se protejeze de atacurile rachetelor rusești. Într-una dintre stațiile de metrou, mai multe învățătoare au improvizat acolo o grădiniță. Cel puțin 4 rachete au lovit și orașul Dnipro. Pe imaginile postate pe internet de localnici apare epava unui autobuz distrus de flăcări. Вот приход по Днепру утро. Куча людей, пидорасы, сука.